sculptură, iar de ieri, 22 august, și-a deschis porțile și tabăra internațională de pictură de la Rânca. La aceasta din urmă participă artiști plastici din Italia, România și Lituania. Curatorul taberei este Vasile Fuiorea, președintele filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici. În calitate de curator am chemat pe Anita Monoscalco din Italia, pe Lena Chifchia din Lituania, pe Florin Gheorghiu din filiala Târgu Jiu a UAP, pe Sorin Iosub din filiala Timișoara a UAP, Maria Balea din filiala Arad a UAP și Vasile Fuiorea din filiala Târgu Jiu, pe care am onoarea să o și conduc. Ce să vă spun, sper că va fi o ediție în care ideile cu care au venit artiștii se vor concretiza în opere care să îmbogățească patrimoniul orașului Târgu Jiu. Pentru că această tabără, scopul ei declarat, este de a îmbogăți patrimoniul cultural al orașului Târgu Jiu și, de ce nu, în perspectivă, să municipalitatea să organizeze un muzeu de artă contemporană. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu, ai prefecturii Gorj și ai Consiliului Județean au fost prezenți la deschiderea de ieri a taberei internaționale de pictură, urându-le invitaților din străinătate bun venit în orașul lui Brâncuș. Un bun venit în numele municipiului Târgu Jiu, tuturor artiștilor care până pe 31 august vor lucra și vor îmbogăți cu siguranță patrimoniul cultural al municipiului Târgu Jiu. Urez bun venit participanților la această acțiune culturală care pe noi ne încarcă spiritual și care vine alături de operele brâncușiene să arate că Târgu Jiu este un centru cultural în adevăratul sens al cuvântului. Într-o comuniune aproape totală și într-o colaborare aproape perfectă între instituțiile de cultură din Gorj și administrație, anul acesta toate acțiunile culturale s-au desfășurat sub egida anului Brâncuș, în Gorj. Și această acțiune la care participăm astăzi cu toții are menirea de a promova pe de o parte arta, pe de altă parte numele lui Brâncuș și, în ultimul rând, apropierea celor din Gorj de artă, de ceea ce este frumos. Lucrările de artă ce ajung anual în patrimoniul municipiului și-ar putea găsi locația într-un viitor muzeu de artă modernă, idee vehiculată de mai mult timp de autoritățile locale din Târgu Jiu. Există o idee, am lansat cu ceva vreme în urmă această idee de realizare, nu a un muzeu de artă contemporană, ci un muzeu de artă modernă la Târgu Jiu, pe ideea că există deja o lege de înființare a unui muzeu Brâncuș la Târgu Jiu, iar ideea noastră de a realiza un muzeu de artă modernă este binevenită, pentru că România nu are în acest moment un muzeu de artă modernă, un muzeu de artă modernă în care să fie nu numai opere de Brâncuș, dar să fie aduse și opere ale artiștilor în descendență brâncușiană. Artiștii plastici participanți la tabăra internațională de pictură de la Rânca vor fi recompensați cu suma de 500 de euro fiecare.